Tu. Eu am stat pe geam în casă, că m-am dus până în casă să mânghe amiază și m-am uitat la tine și mâncai liniștită. Cum am apărut eu? Asta faci. De ce nu mănânci? Când mă vezi, tu gata că e topești. E topești, e iubire. Da. Salutare, prieteni! A venit și luna noiembrie și chiar dacă în perioada asta suntem foarte, foarte bucuroși de peisajele frumoase ce le avem la țară, totodată luna noiembrie ne aduce griji despre încălzire și despre iarna care vine, ne bate la ușă. Astăzi am făcut un pic de curățenie pentru că în spatele meu era un dezastru total de când am scos porumbul de acolo și am luat ultimele găleți de porumb, le-am strâns și sper că până la venirea efectivă a iernii să demolez improvizația asta de aici, pentru că ne strică toată priveliștea. Uitați ce frumos se vede încolo, până departe. Și de câțiva ani, de când m-am hotărât eu să am un stand de mulți aici pentru capre, mai aproape de casă, pe când a venit Andreea acasă, că era plecată pentru câteva zile și a văzut ce am făcut, a zis: Daniel, ce ai făcut? Mi-ai stricat toată priveliștea! Apoi am zis: lasă că priveliștea e peste tot în toate direcțiile. Nu-i chiar așa, pentru că privind din casă, invenția o vedem tot timpul. Și așa că de-abia aștept să o dărâmăm, să o demolăm, să o desfacem, o mutăm în altă parte. Ia uitați ce peisaj frumos de toamnă avem acolo. Soarele mai apare așa câteodată printre nori și vreau să vă arăt aici pe cea mai bună prietena mea, pe Măriuca, pe care o așteptăm cu nerăbdare să fete. Am observat că dumnea ei e atât de îndrăgostită de mine, încât eu dacă s afară și ea mă vede undeva, ea nu mai mănâncă. Uitați-o la ea cum stă numai și se învârte în loc și nu mănâncă deloc. Are o iarbă frumoasă. Bine că cea mai frumoasă e ea, dar iarbă groasă, iarbă faină aici. Da? Și dumnea ei, în loc să mănânce, bine că nici nu poate mânca mult, că are bendeul ăla mare, stă să fete. Undeva pe la sfârșitul anului am calculat noi că i-a venit rândul să fete, dar i-a venit sorocul și abia așteptăm să vedem ce fată. Tu! Eu am stat pe geam în casă, că m-am dus până în casă să mânghe amiază și m-am uitat la tine. Ce frumos mâncai, te învârteai tu pe aici pe lângă sulița ce e înfiptă în pământ și mâncai liniștită. Cum am apărut eu? Asta faci. De ce nu mănânci? Când mă vezi, tu gata că e topești. E topești, e iubire. Da, am o ce faci. Stai că îmi pun gura pe cap, că nu vreau să mă... Da, fii cu minte. Fii cu minte. Fii cu minte ca înainte. Da, să vede, nu? No. Dar plăcea-te, pome, să te pipăi pe la uger. Începe să-ți facă ugeraș. Începe să-ți facă ugeruc. Și să îngrașă ugerul la el. Deja e cald. Și e gras. Umflat așa. Nu e umflat ca și cum acum fată. Dar ne bucurăm să vedem că începe să se umple aici. Păi dinapoi. Așa-i? Ne dai lapte? Măriuca. Nu dai cu cornul după mine, ca apoi stricăm prechinia. Nu te mai iubește nimeni pe cine cum te iubești tu, așa să spui. Poți băga iarbă îmburțită. Pe plină burta. Din merge și cereale granulate multe acum, dimineața și seara. Și... Eu vă ziceam în video anterior că îi dau mai mult în iesle, îi dau mai mult capetele și costrăiele ce rămân de la capete. Da, dar în același timp de afară are teritoriul ei unde nu mai e paște. Da?
deci iarba grasă și ce cum mănâncă ea. Sigur că în adăpost îi punem și cozile și cotoarele, mai la urmă să nu se învețe prea pretențios. Îi mai dăm pere, îi mai dăm dovlecei, ceva dovleci și bostani mai mari, ce avem acum în perioada asta culeși din grădină. Și ne pregătim de un puișor. Am citit pe internet că bivolii sunt fată, foarte rar, dar fată și doi. Noi nu ne dorim doi. Iar ajunge unul, sănătos, și noi nu ne interesează dacă e bivolaș sau bivolită. Puiul. Așa, mamă? Stai aici și dai cu limba după mine linge. Ia! Dragilor, dragilor, asta am vrut să vă arăt pentru că eu admir și ador peisajul ăsta de toamnă cu frunze de toate culorile în depărtare și mă bucur tare mult să văd pe Măriuca la păscut. Încă e o zi, astăzi 2 noiembrie când filmăm și o zi cam înorată, dar e așa în jur la 10 grade. Dacă aveți mai mulți bivoli cel mai cu experiență ca noi, spuneți-ne, vă rog, în comentarii. Credeți că e cam fric pentru bivolița să stea afară? Am scos-o pe la 9:30 și acum, în jur de ora 4:30, o bag înapoi la adăpost. Și speranța și bucuria noastră, chiar dacă bivolul e un animal greu de crescut, greu de întreținut, și pretențios, și ponturos, și ce mai să spune despre el, bivolul e un animal foarte iubitor, foarte prietenos cu stăpânul lui și are mai ales un lapte extraordinar. Nu cred că pot compara cu nimic laptele de bivoliță. Eu am băut și lapte de iapă, am băut și lapte de capră, avem capre și de oaie am gustat și de măgăriță n-am gustat, că la tare mult îmi laudă lumea, dar laptele de bivoliță pentru mine e numărul 1 locul. Ce faci? Mă admir și tu? Ce vezi tu acolo? Ce se vede acolo în partea? În partea aia e ferma de tauri unde te-ai dus tu la tăurat cu timonteze? Da. A plecat taurul de acolo, a vândut omul ferma. Nu mai e acolo. Ți se pare numai. Tu știi, ai memorat traseul, dar nu mai e. Am o dată te-am dus la montă și apoi am vizionat data viitoare la seringă cu tine, cum ți-ai montat. Așa-i? Cu tine vorbesc. Alo, doamna! E vecinul care mai umblă pe-n curte. Cred. Salut, Daniel! M-o dată ăștia la televizor pe canal de și reporterul de acolo sau prezentatorul de pe Daniel iubește caprele, nu-i chiar așa, că mai mult iubesc bivolițele. Mi-s dragi, că iubirea e altceva și avem copii, avem nevastă, dar bivolul e bivol. E bivolul e ghibol. Bivolul e ghibol. Așa, Măriuca? No, hai să mergem la loc. Ai avut emoții? Ai avut emoții la filmare, dragă? Domnucă? Bivolucă? Hai să te văd. Hai să te văd. Aici uită-te la mine. La mine uită-te, ia. Da, ești foarte specială.